O femeie ce poate fi luată ca exemplu de mulți dintre noi, Maria Hupriș, o reghineancă cu dublă cetățenie româno-germană, deține o afacere în domeniul zootehniei aflată în topul firmelor mureșene. Totul a început în toamna anului 2000, când în locul unei sume de bani ce trebuia să-i se returneze, a primit 10 vaci. Deși nu avea furaje și nici teren, reghineanca a decis să le țină până în primăvara anului următor. Cu timpul a găsit și teren, peste 200 de hectare în comuna Voivodeni, atât pentru cultivarea furajelor, cât și pentru a ridica un grajd. În scurt timp, ferma a luat proporții. Următorii pași au fost înceți, foarte înceți, dar sigur. În anul 2008 am accesat un fond SAPARD, pentru că trebuia să fie lapte conform, trebuia să ai sală de mulți, trebuia să ajungem oricum cumva la standarde europene, da? Și atunci m-am gândit în 2007, m-am gândit să accesez și am accesat într-adevăr în 2007, a început construcția în 2008 și a durat până în 2010. Da, am pornit cu un efectiv de 10 juninci, da, și acum am ajuns aproape la 300 de capete. Afacerea este una de succes, deși costurile de întreținere, logistică, hrană, control sanitar veterinar, consum electric sunt lunar de la 25.000 până la 30.000 de lei. Laptele produs la fermă este achiziționat de o companie renumită de procesare. Vorbim aici de o producție de lapte de invidiat. O singură bovină poate da între 25-30 de litri de lapte pe zi. Programul este așa. Toate văcuțele merg la sala de mulți frumos. Și începe mulțul la ora 6. Durează cam o oră jumate. După aceea, între timp, alții angajați pregătesc furajul. Ele, când ies normal de la sala de mulți, au furajul pe alee. Merge remorca tehnologică, pune furajul și ele și vin și mănâncă. Mănâncă, beau apă. Apă este la discreție, sunt adăpători autobasculante care se curăță și frumos și ele se servesc. După aceea merg pe paturile lor, la cușetele lor și se odihnesc. Produc lapte. Maria Hupriș recunoaște că are un mare sprijin în fiul ei, Christopher. Acesta spune că în Germania a învățat că nu este o rușine să muncești, iar tinerii fermieri sunt respectați. Deci afacerea a luat naștere de acum câțiva ani, în 2000, și chiar vreau să continui această afacere. Mi se pare de viitor și îmi place. Dacă nu-mi plăcea, nu eram aici. Ferma de vaci de la Voivodeni are 5 angajați și întreg procesul tehnologic este mecanizat.